Felicitări pentru victorie, este a doua din campionat, prima pe teren propriu. Da. Cum te-ai simțit să joci în sala Dinamo? M-am simțit foarte bine, atmosfera din sala a fost foarte, foarte frumoasă. Am început meciul un pic cam slab, din punctul meu de vedere, dar după ne-am revenit și s-a terminat foarte bine. Mai jucase aici meciul oficial la Dinamo? Nu, este primul meu meci. Primul tău meci. Cum te simți în primul rând la echipă? E o echipă nouă. Mă simt foarte bine, că chiar dacă sunt cea mai mică, m-am integrat foarte repede. Fetele m-au integrat, să zic așa, în echipă. Și mă simt foarte bine, adică este o atmosferă incredibilă. Tu oricum te cunoșteai cu ele și ele te știau? Cu câteva, dar încetul cu încetul ne-am cunoscut toate și am devenit o echipă. Legat de următoarea partidă, ce poți să ne spui despre viitorul meci? Legat de următoarea partidă, sperăm să începem cât mai bine, să intrăm în forță în meci, să ducem un scor cât mai sus și să încheie tot așa foarte bine. Ați avut trac de ați început așa mai ezita? Probabil puțin, din cauza că am jucat primul meci pe teren propriu și cu atmosfera din sală și cu susținătorii, dar a fost așa. Obiectivul fiind promovare. Da. E posibil obiectiv? Eu spun că este posibil, foarte posibil. Cu timpul o să devenim o echipă și mai bună și mai puternică și o să promovăm. Multă baftă și în primul rând sănătate. Mulțumesc.